Continuare vom discuta despre piața de mărfuri, și vom începe cu petrolul. Petrolul, care vedem că a reușit să recâștige ușor, ușor teren pe fondul deprecierii dolarului american. Totuși, avansul. Totuși, avansul materiei prime a fost, a fost, destul de limitat. Pe de o parte de creșterea producției din Libia, iar pe de altă parte ca urmare a reducerii șanselor de introducere a noi stimulente în viitorul apropiat. Astfel, um, vorbim despre um, vorbim despre creșterea uh, posibilității de majorarea producției petrolului din, din Libia. Astfel, se pare că statul african se apropie de, de un nivel de producție de aproape un milion de barili pe zi, ceea ce ar reprezenta un plus destul de problematic pentru piață, întrucât la începutul lunii septembrie vorbeam despre um, o valoare a producției de aproximativ 100.000 de baril pe zi. Prin urmare, vorbim despre uh, o creștere de, de 10 ori a acestei valori. Uh, în, ceea ce privește, uh, în ceea ce privește cererea, Asia continuă să rămână un, uh, un punct important pentru cererea de petrol, uh, cel puțin pentru moment, întrucât în SUA și Europa, creșterea numărului de cazuri pune presiunea asupra ritmului de redresare a subului. Chiar dacă anumite personalități din, personalități din acest sector, precum ministrul energiei saudit, prințul Abdulaziz, sunt optimiste cu privire la perspectivele pieței de petrol, totuși situația este una destul de, de tensionată. Acesta a declarat faptul că greul a trecut pentru piața de energie, dar a avertizat OPEC să, stea, să rămână în continuare vigilente și să respecte reducele de, de producție. În ceea ce privește situația la nivelul cererii pe, pe termen scurt, este posibil să asistăm la un ușor impuls la nivelul petrolului. De ce? Pentru că o nouă furtună lovește Golful Mexicului, și acest lucru, din nou, ar putea să ducă la anumite reduceri. De, de producție și la anumite închidere ale facilităților. Astfel, este vorba despre uraganul Zeta, care uh, a lovit deja uh, peninsula Yucatan și care a determinat, până în momentul de față, uh, închiderea aproximativ 16% din capacitatea de producție de petrol din, uh, din Golful Mexicului. Uh, printre numele importante care au fost afectate până în acest moment se numără și Chevron, care a decis să închidă producția din Golful Mexicului pe măsură ce uraganul a început să se apropie. În acest context, revenirea deasupra nivelului de la 38.55 este un aspect pozitiv, iar următorul nivel de urmărit ar fi o revenire deasupra pragului de la 39 de, 39 de dolari per, per baril. Totuși, aceste informații pozitive ar putea să aibă un impact limitat asupra prețului petrolului, întrucât pe termen mai lung situația continuă să fie una problematică. Dacă vorbim despre aur, acesta a profitat uh, pentru moment de uh, un dolar mai slab și vedem că a reușit să revină deasupra nivelului de la 1900 de dolari per uncie, uh, dar această revenire nu pare să fie neapărat de, de durată. Uh, reducerea probabilității de a ajunge la. Uh, de a atinge un acord uh, de stimulare în SUA înaintea legilor reprezenta un aspect foarte important pentru prețul petrolului și pe care investitorii se bazau într-o într -o măsură extinsă. Iar acest lucru și faptul că este posibil ca un astfel de proiect să, să, se amâne dacă avem în vedere dacă avem în vedere nivelul destul de ridicat de incertitudine din, din SUA, ne putem aștepta la perioade în care aurul să traverseze performanțe mai, mai slabe. În acest context, este posibil ca cel puțin pe termen scurt metalul prețios să fie în mare parte să fie în mare parte influențat și, și alimentat de către de către performanța dolarului american, care știm că cât este de importantă pentru metalul prețios. În continuare, nivelul de la 1900 reprezintă un punct cheie pentru cumpărători și aceștia ar trebui să-l să păzească destul de, de bine, pentru că uh, reprezintă un, uh, un punct de, de încredere și un punct... Uh, important în drumul investitorilor către niveluri mai ridicate în contextul în care situația se va îmbunătăți. Dacă vorbim despre piața monedelor virtuale, aceasta a traversat o perioadă foarte interesantă. Astfel, față de săptămâna anterioară, vorbim despre o extindere importantă a secvenței ascendente. Astfel, prețul a reușit să depășească și această zonă de această zonă de susținere de la 11.000, de fapt dintre 11.000 și 12.000 de de puncte și vedem că a reușit să ajungă la niveluri mult mai ridicate, în apropiere de de fapt deasupra pragului de 13.000 de de dolari, mai mult de îndată ce prețul a depășit această zonă de la 12.600 de, de dolari, vedem că a fost, dezvoltată, a fost dezvoltat un ușor trend ascendent. Panta acestuia nu este foarte abruptă, dar acest lucru este optimist pentru potențialul de, de continuitate a acestei mișcări. Astfel, Vorbim despre um, o evoluție ascendentă deasupra acestei bariere, dar în același timp am asistat la mai multe secvențe corective în cazul acestui, acestui trend și chiar care au dus la mai multe testări a liniei ascendente. Um, ceea ce privește ultima testare, vorbim despre o corecție la început de săptămână pe fondul deteriorării sentimentului la nivel extins. Um, pe de altă parte, putem vorbi despre o secvență de marcare a profitului, tocmai ca urmare a avansului puternic înregistrat de către, de către moneda digitală, care a dus la o ușoară tendință de reajustare a pozițiilor investitorilor. Totuși, un lucru interesant este faptul că. Bitcoin, cel puțin performanța din ultima perioadă, a tins să difere puțin de cea a piețelor tradiționale de capital, întrucât înainte acestea tindeau să fie direct corelate și în momentul în care piețele traversau o perioadă de corecție și Bitcoin suferea, iar, iar în caz contrar ambele tindeau să, să avanseze totuși. În acest moment, în ciuda acelor corecții destul de importante suferite de, de piețe, asistăm la uh, o evoluție destul de sigură și stabilă a monedei uh, virtuale. Um, Ne-ar putea sugera acest lucru că investitorii au reînceput să se reorienteze către uh, monedele digitale ca un uh, potențial activ de refugiu. Nu putem exclude acest scenariu. Deși și în trecut astfel de momente în care corelația dintre piețele de capital și monedele virtuale s-au inversat, trebuie spus că trebuie spus că de multe ori această tendință nu a ținut pentru o perioadă lungă de timp și de cele mai multe ori am asistat la o revenire și la o reluare a corelării direct pozitive între cele două tabere. În acest sens, totuși, atâta timp cât prețul rămâne deasupra liniei ascendente de trend, trendul este clar unul pozitiv și rămâne de văzut dacă această tendință va reuși să fie menținută pentru o perioadă mai, mai lungă de, de timp. Desigur, informațiile privind cărora PayPal va începe să ofere posibilitatea de uh, plată uh, de servicii și produse prin intermediul monedelor digitale, tocmai prin, prin cardul său, reprezintă principalul punct de susținere a secvenței ascendente, ca lucru care ne sugerează că încet, încet aceste active încep să devină mult mai atractive la nivel global și utilitatea lor ar putea să, să crească.